Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Oamenii de bună credință se caută și își dau mâna, întinzând peste pământ o punte ca un curcubeu pe cer, spunea Cela Serghi. Iată o încurajare pentru oamenii care încă mai au bun simț, demnitate și gentilețe. Sunt acei oameni pe care îi remarci de la primele cuvinte, cu care ai vrea să te reîntâlnești și în preajma cărora ți-ai petrece timpul. Pe de altă parte, acești oameni sunt o minoritate și se pierd prin mulțimea lăudăroșilor și a mediocrilor. Dar când cei puțini își dau mâna, ei constituie o forță. Ei propun o alternativă a binelui într-o lume a răului. Ei fac dovada unui fel de viață, pe cât de exotic, pe atât de provocator. Biruind răul prin bine, aceștia atestă în fiecare zi că adevărul absolut există și că Dumnezeu încă mai are oameni de bună credință. Să ne alăturăm unei astfel de echipe, nu din cauza popularității ei, ci din cauza felului onest în care își trăiește viața. Să devenim noi înșine repere într-o lume debusolată și să arătăm că Hristos n-a murit degeaba și nici Biblia nu e o simplă carte între alte cărți. Arzând precum o lumânare alături de alte lumânări, mereu învăluiți de întunericul lumii, să alegem calea victoriei pentru care am fost sortiți.